De ultimă oră, dragi prieteni, Kerekeș, fugarul Kerekeș a fost prins în Germania, în Augsburg, în zona gării din Augsburg. El era cu o mătușă cu care s-a deplasat cu mașina la gara cu o viteză excesivă de 200 de km la oră. Când au ajuns la gara, au încercat să scape de mașină și să iau un taxi, moment în care au fost prinși de polițiștii bavarezi. Informarea polițiștilor, numai cooperării polițienești internaționale și a schimbului de date și de informații între poliția română și autoritățile din Germania, Ungaria, Austria și Italia, a fost localizat și depistat și reținut de către polițiștii bavarezi în Augsburg, un bărbat de 45 de ani din Baia Mare, urmărit internațional. Acesta a fost depistat de partenerii externi pe baza informațiilor oferite de poliția română. Să vedem acum dacă îl vor ancheta pe Kerekeș cum trebuie și se va afla cine i-a dat pontul, cine l-a ajutat să fugă, cine l-a ajutat să-și transfere averea. E bine că a fost prins și n-a mai apucat să ajungă în Italia, că nu se mai întorcea de acolo.